evenimentul care va avea loc duminică în Piața Maria din Naționale. De aceea vă rugăm să-l tratăm tematic, iar întrebările să se refere strict la acest eveniment. Vă mulțumim. Eu dau cuvânt șeful Inspectoratului General al Poliției, Chestor Gheorghe Cernoțan. Bună ziua, stimați reprezentanți mass media. Bine ați venit din nou în sediul Inspectoratului General al Poliției. În primul și în primul rând vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru receptivitate și parteneriatul de care demonstrați dumneavoastră în raport cu instituția polițienească, ori de câte ori, de a promova și de a reda ceea ce poliția de fapt reprezintă. După cum este bine cunoscut, cum a vociferat colega mea, briefingul de astăzi este dedicat evenimentului din 21 mai cu genericul Moldova Europeană, acolo unde ne axăm în mare parte pe procesele noastre cotidiene. Aici vreau să comunic că Poliția Republicii Moldova este parte a bunei organizări a acestui eveniment, reieșind din competențele și atribuțiile care ne revin nouă și, bineînțeles, în scopul ca toți cetățenii să se simtă bine la acest eveniment și nu doar la acest eveniment. Scopul este ca cetățenii Republicii Moldova să aibă simțul și încrederea că poliția este alături de ei și pot avea încredere în aceștia. În acest context, aș vrea să fac câteva remarci în raport cu ziua de 21 și aș îndemna toți cetățenii care vor fi participanți la acest eveniment să țină cont de bunele recomandări ale poliției care le avem la acest compartiment. Bineînțeles, o parte din aceste recomandări sunt și expuse, dar colegii mei le vor plasa și pe paginile oficiale ale poliției în câteva infografice care vor reprezenta, de fapt, recomandările ce vin. Bineînțeles, vorbim aici de aspectul legat de grija față de copii din partea părinților la aceste evenimente, de a avea grijă de bunurile personale care sunt asupra noastră în timpul evenimentelor de astfel de evenimente. Nu în ultimul rând, o să recomandăm și o să îndemnăm toți cetățenii să fie prudenți în timpul deplasărilor sub toate aspectele și de ordin pietonal și celor care conduc mijloace de transport, reieșind din faptul că cunoaștem deja că începând cu ziua de mâine o parte din arterele municipiului Chișinău vor fi închise, iar pentru ziua de duminică ne dăm bine seama că traseele naționale vor avea și ele o încărcătură la acest compartiment. Din aceste considerente o să îndemnăm înțelegere din partea tuturor participanților, atât la eveniment cât și la trafic, la general. Bineînțeles că venim cu o solicitare să fim foarte prudenți și atenți noi toți cei participanți la eveniment, de a nu avea careva obiecte sau bunuri incompatibile sau interzise pentru astfel de evenimente și nu în ultimul rând, pentru a nu crea disconforturi pentru ceilalți participanți, recomandăm tuturor cetățenilor care vin la eveniment de a nu avea asupra sa genți voluminoase sau alte rucsacuri care cumva ar crea o incomoditate pentru ceilalți participanți. Aici, după cum știți cu toții, poliția a demonstrat ori de câte ori a fost cazul că poate asigura bunele evenimente și liniștea și buna desfășurare a acestora în toate circumstanțele. Acest lucru o va face ori de câte ori va fi necesar, inclusiv și pentru evenimentul din ziua de duminică. Și după cum am menționat în repetate rânduri, ori de câte ori a fost această oportunitate și a fost necesar și în anumite circumstanțe a fost gândul expus vocal, noi cu toții, eu și cu echipa mea, ne dorim o poliție europeană. Iată că ziua de duminică 21 este un prilej în plus, eu alături cu colegii mei, de a spune că noi ne dorim o poliție europeană într-o Moldovă europeană. Colegi, dacă sunt întrebări la subiect, vă rog mult. Da, să ne spuneți câți polițiști vor asigura la datorie în această zi? Bine, noi polițiștii suntem mereu la datorie, suntem noi în timpul serviciului, suntem în afara serviciului.
Obligativitatea noastră funcțională, de fapt, ne determină ca noi să fim devotați regulilor și condițiilor ce ne se impun prin lege. De aceea, noi, indiferent că vom fi în echipa de deservire a ordinii publice, că vom fi în alte circunstanțe, dar vom fi atât polițiști ca toți cetățenii noștri să simtă bine și în liniște. Участвующих на наличие каких-либо запрещенных предметов и что будет входить в этот список? Eu am spus-o, ori de câte ori este necesar, poliția asigură buna desfășurare a oricărui eveniment prin întreprinderea acelor măsuri și inclusiv prin recomandările care le dăm. Noi toți cetățenii trebuie să fim conștienți că venim la un eveniment pașnic, dedicat unui generic, și de aceea noi trebuie să fim cu toții uniți și să întreprindem exact acele măsuri și acțiuni care sunt compatibile cu evenimentul respectiv. Inclusiv vor fi asigurate buna desfășurare și siguranța tuturor cetățenilor. Acest aspect legat de un act de identitate ține deja de aspectul fiecărui cetățean, cât de mult este și se responsabilizează acesta. Noi nu trebuie să ne gândim participarea la un eveniment să legăm de un act de identitate prin faptul că trebuie să avem sau nu să avem acest act. Trebuie să ne gândim că el este necesar și în alte circunstanțe când poate fi o stringentă necesitate legată de actul de identitate. El nu este o formă obligatorie la ziua de astăzi. Domnul Cernățeanu, vreau să mă întreb dacă veți participa și dumneavoastră la adunarea de duminică. Bineînțeles, eu voi avea la acest eveniment două roluri. Va fi unul din ele alături de echipa mea polițienească de a asigura buna organizare a evenimentului și bineînțeles, cum am și spus-o, că noi ne dorim cu toții o poliție europeană în rând cu celelalte state europene, dar bineînțeles că voi fi și alături de familia mea care va fi la fel în Piața Mare Adunări Naționale și o voi susține și membrii familiei. Dacă nu mai sunt întrebări, eu vă mulțumesc foarte mult! Vor fi asigurate toate măsurile de siguranță pentru toți cetățenii Republicii Moldova. Vă mulțumesc foarte mult, să aveți o zi bună în continuare, cu liniște și pace!